Această rubrică vă este oferită de Sanador. Pacienții care suferă de pietre la fiere pot beneficia de o intervenție chirurgicală minim-invazivă pentru îndepărtarea vezicii biliare. Despre colecistectomia laparoscopică discutăm cu domnul dr. Teodor Buliga, medic primar chirurgie generală. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce este colecistectomia și dacă bila leneșă este o indicație pentru a extirpa colecistul? Colecistectomia presupune extirparea chirurgicală a veziculei biliare, a fierii. Sigur că ea se efectuează preferabil prin abord minim-invaziv. Colecistectomia laparoscopică este astăzi una dintre cele mai frecvente intervenții chirurgicale la nivel mondial. Abord minim-invaziv, asta presupune că, spre deosebire de vremurile apuse, pacientul nu mai este tăiat, nu mai capătă o incizie de cel puțin 30 de centimetri, ci prin 3-4 incizioare de mici dimensiuni, de 1 centimetru fiecare, chirurgul introduce în cavitatea abdominală un set de instrumente special cu ajutorul cărora poate să extirpe vezicula biliară, fierea, în condiții de deplină siguranță. Evident, musculatura peretelui abdominal nemai fiind tăiată, recuperarea este mult mai rapidă, durerile postoperatorii aproape nule și pacientul pleacă de regulă a doua zi după operație acasă. Vezicula leneșă, fierea leneșă, nu este un diagnostic acceptat în lumea chirurgicală. De regulă, o fiere, o veziculă biliară, oricât de leneșă ar fi, dacă la ecografii repetate nu a dezvoltat calcul în interior, asta înseamnă că ea se golește suficient de bine ca să-și îndeplinească rolul. Deci, în sine, diagnosticul acesta nu este o indicație de colecistectomie laparoscopică. Care ar fi indicațiile? Care ar fi alte indicații? Marea majoritate sunt pietrele la fiere. Practic, peste 95% dintre pacienți care suferă o colecistectomie laparoscopică au litiază veziculară, adică pietrele la fiere. Pe lângă acestea, în interior se pot dezvolta o serie de formațiuni din foița care căptușește la interior vezicula biliară. Aceste formațiuni sunt numite polipi. De regulă sunt benigne, dar în timp, în interval de ani, în anumite condiții pot genera un cancer de veziculă biliară și atunci, în funcție de numărul lor, de dimensiune, de vascularizație, polipii veziculari se extirpă împreună cu vezicula biliară. Nu în ultimul rând, colecistectomia laparoscopică poate fi o metodă foarte bună de tratament pentru stadiile incipiente ale cancerului de veziculă biliară, pentru stadiul 1 al acestei afecțiuni. Se operează aceste pietre la fiere chiar dacă pacienții nu acuză nicio durere? Este o problemă aici pentru că, de regulă, este larg răspândită ideea dacă nu mă deranjează să o las în pace. Nu este chiar așa, pentru că pietrele nu vor dispărea niciodată de acolo. Odată formate, ele vor avea un singur drum spre creștere atât a numărului cât și a dimensiunilor. Și chiar dacă nu generează absolut niciun simptom, pacienții mănâncă liniștiți, nu varsă, nu au grețuri, tolerează alimente grase și așa mai departe, chiar și în aceste situații, litiaza respectivă, pietre, pot genera complicații. Și complicațiile pot fi redutabile dacă, de exemplu, o piatră are dimensiuni mari și astupă orificiul de evacuare al veziculei biliare, automat în spate se poate produce inflamație, infecție, colecistită acută. Dacă pietrele sunt de mici dimensiuni și migrează prin canale hepatice, ele se pot bloca inclusiv la nivelul pancreasului, generând afecțiuni cu potențial letal, gen pancreatită acută sau angiocolită. Or, angiocolită, adică infecția canalelor hepatice, este o afecțiune extrem, extrem de gravă. Domnule doctor, vă mulțumesc pentru intervenția în direct la Digi Matinal. Cu plăcere. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.